mod oficial, Australia a fost descoperită în 1606 de exploratorii din țările de jos. În 1770, Marea Britanie se arată interesată de teritoriile de est ale Australiei, pe care le colonizează masiv începând cu anul 1788, prin deportările penale spre colonia Noul Wells de Sud. Într-un videoclip de-al meu postat pe acest canal am vorbit despre faptul că la Polul Sud au fost găsite în ceea ce pare a fi un oraș cu tehnologie avansată, mai multe piramide ce seamănă perfect cu cele din Egipt. Oamenii care au trăit în acel oraș aflat acum sub gheața groasă din Antarctica erau înalți, aveau capul ușor alungit și semănau la corp cu faraonul Achenaton. Mai multe descoperiri recente indică faptul că în urmă cu mii de ani, egiptenii cunoșteau foarte bine Australia și populația aborigenilor australieni. De asemenea, Există câteva indicii că și grecii antici știau de existența acestui pământ în zona de sud a globului. Acest lucru este demonstrat de faptul că Australia apare sub numele de Antocie, în faimoasa reprezentare a globului pământesc, de către filozoful grec Crates, în secolul II Înainte de Hristos. Maiașii și sumerienii menționează și ei în poveștile lor despre existența unei insule imense în Pacific. Toate acestea demonstrează că vechile civilizații antice erau interconectate în trecutul îndepărtat. Iată câteva descoperiri uitoare, ce indică în mod clar că între vechi egipteni și aborigenii australieni a existat o legătură foarte veche. Pe coasta de vest, la 100 de kilometri nord de Sydney, în Parcul Național Brisbane, într-o pădure deasă și greu accesibilă, se află un loc misterios în care se găsesc mai multe pietre groase, înalte de peste 2 metri, pe care sunt gravate peste 250 de hieroglife egiptene, unele dintre ele reprezentându-l pe zeul Anubis. Aceste hieroglife au fost observate pentru prima dată în 1970 și primul care s-a încumetat să le dezlege mesajul a fost egiptologul Raymond Johnson. Conform acestuia, hieroglifele spun povestea a doi frați, prinți din Egipt, fii ai faraonului Ragedef. Faraonul Ragedef a fost fiul faraonului Cufu sau Cheops, în timpul unei călătorii pe mare, cei doi frați împreună cu echipajul ar fi naufragiat în acea zonă. Prințul Jeseb ar fi fost atunci mușcat de două ori de un șarpe și a murit. De asemenea, hieroglifele marchează locul de înhumare a prințului Jeseb, prezentând toate ritualurile pe care egiptenii obișnuiau să le facă în astfel de împrejurări. Foarte mulți și-au pus întrebarea cum au ajuns vechii egipteni până acolo. Se știe faptul că erau buni navigatori, Însă, câteva hieroglife gravate pe pietrele înalte de peste 2 metri indică faptul că aceștia ar fi venit cu o navă. Pe lângă simbolul ciudat ce duce cu gândul la un OZN, mai apare un altul la fel de ciudat ce reprezintă o persoană ce pare că stă în fața unui dispozitiv cu display. Mai există și varianta că Australia să fi fost o veche colonie egipteană într-un timp extrem de îndepărtat. De ce zic asta? Pentru că pe teritoriul acestui continent au fost găsite mai multe piramide. Cea mai cunoscută este piramida Welsh din regiunea Queensland, denumită așa după fostul ministru William Welsh. Piramida seamănă perfect cu cele din Egipt, este construită din blocuri masive de granit, și la fel ca și piramida din Bosnia, este acoperită cu un strat destul de gros de pământ. Chiar și așa, pe o laterală a acestei piramide, se observă simbolul scarabeului de o mărime impresionantă, fiind vizibil de la o distanță destul de mare. Se cunoaște foarte bine că acest simbol avea o importanță deosebită pentru egipteni. Conform unui istoric local, egiptenii ar fi venit în zonă interesați de extracția mai multor minereuri, iar piramida Welsh ar fi fost punctul central al bazei sau coloniei din Australia. O altă piramidă numită Ghimpi a fost descoperită în secolul al XIX-lea de primii europeni veniți în Australia. Aceasta a avut cândva o înălțime de peste 30 de metri. În prezent a rămas doar o ruină deoarece partea superioară a fost dinamitată și demolată de autoritățile din Australia. Este ciudat faptul că această piramidă este construită în trepte, exact ca piramidele din America de Sud și nu ca cele din Egipt. Aborigenii din zona respectivă spun că această piramidă a fost construită cu mult timp în urmă de o populație numită Damuri, provenită din constelația Orion, și avea pielea bronzată, ochii albaștri, părul blond și purtau la gât un pandativ sub formă de delfin. Conform legendei, aceștia au construit mai multe piramide și temple în Australia, după care au fost nevoiți să plece, deoarece o apă mare a acoperit pentru un timp toată zona. În mormântul faraonului Tutankamon a fost găsită o colecție de bumeranguri din aur, unele dintre ele având desenate motive specifici culturii aborigenilor australieni. Se știe că bumerangul este o armă ce își are originea în Australia. În apropiere de Marea Piramidă din Egipt, au fost descoperite schelete de canguri. De asemenea, aborigenii australieni obișnuiau ca în trecut să mumifice persoanele decedate exact în același mod ca și egiptenii. O monedă egipteană din cupru și un scarabeu din aur au mai fost găsite din întâmplare în urma unor săpături ocazionale în zonele în care se găsesc astfel de piramide.